Ataca al rușilor asupra Kievului în această dimineață, 9 drone au fost dobărâte de apărarea antiaeriană din capitala Ucrainei, iar alte 3 drone au atacat mai multe ținte din Ucraina. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime. Cristi Popovici, trimis special Antena 3 CNN în Ucraina, vine cu toate informațiile, îl urmărim. Bun găsit, armata ucraineană a anunțat că forțele rusești au lansat mai multe atacuri asupra liniilor sale defensive în mai multe regiuni, inclusiv în jurul orașului Bakhmut, situat în estul țării. Atacurile au fost însă respinse, susțin ucrainienii. Președintele Volodymyr Zelensky și-a reiterat ieri intenția de a recupera peninsula Crimea, anexată de Rusia în 2014. Este pământul nostru, poporul nostru, istoria noastră, a spus Zelensky în cadrul unei declarații publice. Prin recuperarea Crimeei în Ucraina se va instala pacea, a mai adăugat el. În același context, Departamentul de Stat al SUA a reafirmat că peninsula Crimea este Ucraina, într-o declarație a purtătorului de cuvânt Ned Price, pentru a marca 9 ani de la ocuparea teritoriului de către Rusia. În tot acest timp, Ucraina raportează bombardamente intense pe toată linia frontului. Mare parte din atacuri au fost însă îndreptate spre așezări din Luhansk și Donetsk, multe dintre acestea fiind însă părăsite de locuitorii lor. Rusia controlează o mare parte din cele două teritorii și speră să le captureze în totalitate, însă ucrainienii se țin tare pe poziții. Și tirurile de artilerie asupra orașului Kupiansk din regiunea vecină Harkov s-au intensificat în ultimele zile, în condițiile în care forțele rusești se află la doar aproximativ 10 km depărtare.